Iubiți credincioși, iată că am ajuns și la tâlcuirea ultimei fericiri, ultimul etaj al piramidei Raiului, al nouălea cat, cum îl numește Sfântul Nicolae Velimirovici. Deci a noua fericire. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni pe voi și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Cam mai sus, unde ne refeream la prigoană, acolo vorbeam despre prigoana pentru dreptate. Aici vorbim despre prigonirea pentru Hristos. Acolo dreptatea reprezintă întregul sistem creștin al adevărului și al faptelor bune. Aici Hristos reprezintă întruparea dreptății lui Dumnezeu. Aceste două caturi ale piramidei Raiului sunt construite din același material. Suferința numele dreptății, a Sfințeniei, Evangheliei, sau suferința numele lui Hristos. Această suferință este atât de prețioasă pentru ridicarea palatului duhovnicesc, încât Domnul o repetă și o proslăvește de două ori. Precum două peceți care se întăresc una pe cealaltă și întăresc toate celelalte virtuți. Doar că în acest ultim caz se vorbește despre o suferință mai mare și mai mucenicească decât la cea precedentă. Barjocura, prigonirea, hula, minciuna, clevetirea, toate pentru Hristos, se năpustesc asupra credinciosului ca cele mai mari încercări la care poate fi pus. Sub o astfel de presiune se șlefuiește și cea mai tare piatră, darmite inima omului. Sub acest șuvoi de ape se albește și cea mai murdară pânză, darmite sufletul omului. Aici este vorba de mucenicia pentru Hristos și cine primește de bună voie această mucenicie, acela adună prețiosul metal pentru ridicarea celui de-al nouălea etaj al piramidei Raiului. Cei care au reușit să zidească cele 8 nivele anterioare ale palatului lor duhovnicesc nu au o dorință mai arzătoare decât aceea de a-și da viața pentru Domnul lor. Această dorință de a fi mucenici este vie, ca un foc viu în Biserica lui Hristos încă din vremea apostolilor și până în zilele noastre, când necredincioșii l-au adus pe Sfântul Apostol Andrei și l-au așezat pe o cruce ca să-l răstignească. El a strigat înflăcărat: O, dulce cruce, cât de mult te-am dorit și te-am așteptat! Iar Sfântul Antonie, cel mare, plin de virtuți, avea o singură dorință la bătrânețe: să fie chinuit și ucis pentru Iisus Hristos. De aceea a părăsit pustiul și a coborât în Alexandria, unde a cerut sfadă cu ereticii, doar ca să-i facă pe aceștia să-l ucidă. Dar pronia dumnezească nu a fost de acord, așa că Sfântul Antonie s-a întors în păcat la pustiul de unde venise. Închipuiți-vă cortegii de mucenici conduși spre pieire, cum se veseleau și cântau imnuri de slavă, ca și cum ar fi mers la nuntă, nu la moarte. Lumea nu mai văzuse până atunci lucru de așa mirare. Mulți dintre acești mucenici au trudit la construirea piramidei Raiului, pe care au desăvârșit-o până la al nouălea cat, la al nouălea etaj. Alții abia erau la începutul zidirii, nereușind să ridice decât un etaj sau două. Alții s-au numit pe ei înșiși creștini într-o singură zi sau chiar într-un singur ceas și și-au dat viața pentru Hristos. Pentru această supremă jertfă a lor, Dumnezeu le va dărui acestora întregul palat duhovnicesc, până la ultimul etaj, deoarece ei sunt asemenea celor lucrători pe care Domnul i-a tocmit pe seară, dându-le aceeași plată ca și celor care au lucrat întreaga zi. Adrian era căpetenia armatei romane și privind la câte puteau să îndure creștinii, s-a declarat creștin. Ți-ai pierdut mințile, Adriane, a strigat împăratul cel păgân.
Nu, împărate, abia acum mi-a venit mintea la cap, a răspuns mucenicul lui Hristos. În vremurile noastre sunt multe chinuri și mulți mucenici, milioane de martiri în Rusia. Sfântul Nicolae vorbește înainte de al doilea război mondial și poate puțin după, când deja comunismul era instaurat în Rusia și apoi în toate țările comuniste din blocul de răsărit, care spunea un cercetător, un mare scriitor român și eseist, domnul Răzvan Codrescu, că cu cel mai indulgente statistici sunt peste 100 de milioane de martiri, peste 100 de milioane de oameni care au fost împușcați de regimul comunist și omorâți prin Siberia, prin închisori, pe la canal și în alte părți. În vremurile noastre sunt multe chinuri și mulți mucenici, milioane de martiri din Rusia au adeverit că vremurile apostolilor nu s-au încheiat încă și că recolta Domnului este la fel de bogată ca și altădată. O vecină de-a noastră a fost certată și alungată din casă de bărbatul ei, care nu avea credință din pricină că se ruga și era credincioasă. Pentru mucenicia ei, oare de împăratul Nero? Pentru mucenicia ei era nevoie de împăratul Nero? Nu, îl avea pe împăratul Nero în casa ei. Un licean s-a întors acasă plângând din pricină că colegii lui ironizau și râdeau de el când le-a spus că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Un soldat oarecare a primit o palmă când și-a făcut cruce și când s-a prezentat la apel. Toți acești ziditori ai piramidei Raiului, care pe lumea cealaltă vor intra în rândul ostașilor care au fost batjocoriți și luați în derâdere, loviți, clevetiți sau chiar uciși în numele Domnului Iisus Hristos. Acest al nouălea etaj al piramidei lor va fi ca rubinul roșu, care strălucește în minunate de nuanțe ale luminii cerești. La acest etaj se vor întâlni toți cei care în viața lor au pătimit pentru numele lui Iisus Hristos. 10. Turla bucuriei. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Al nouălea etaj încheie zidirea piramidei Raiului. Deasupra lui se înalță ceva ce pare ca un tur, a fi al 10-lea etaj al piramidei, dar care de fapt este o turlă strălucitoare care luminează întreaga piramidă. Al cărei temelie este smerenia, iar vârf mucenicia. La înălțarea acestei turle strălucitoare nu trudez oamenii. Ea este adăugată de ziditor, de Dumnezeu, prin iubirea sa. Și cum această turlă dăruiește o mare bucurie fiecărui suflet care reușește să o vadă, am numit-o turla bucuriei. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Și bucurie, și veselie, și plată. Nu bucurie trecătoare, ci bucurie veșnică, nu bucuria trupului, care se sfârșește prin tristețe și dezamăgire, ci veselie duhovnicească, ceea ce ne anunță desfătare veșnică, și nu plată pentru argați, ci plată pentru fii, și nu de la stăpân străin, ci de la însuși Tatăl nostru cel Ceresc. Iar plata, după orele lucrate, ci după dragoste, după dragostea lui Dumnezeu cea mare. Această turlă a bucuriei pare mai degrabă că se coboară din cer decât că se înalță de pe pământ. Dumnezeu parcă vine în întâmpinarea zidirii omului și, într-adevăr, prin ea, ziditorul împodobește și luminează piramida noastră a Raiului. Turla bucuriei se ducește într-o lumină nemai văzută și pare o stâncă de diamant. Razele ei strălucitoare învăluie întreaga construcție de la primul până la ultimul etaj, mângâind-o, luminând-o și
unind-o totul într-un tot viu și nezdruncinat. Abia dacă mai trebuie să adăugăm la final, această zidire a piramidei Raiului nu este o construcție materială, ci una duhovnicească. Deși nu este materială, este cât se poate de reală, mai reală decât orice altă zidire. Piramida Raiului, privită din înaltul cerului, în afară de trup, seamănă cu un om, dar nu cu un om oarecare, ci cu însuși Domnul nostru Iisus Hristos, omul cu o mare. Pentru că împărăția lui Hristos, pentru că în împărăția lui Hristos nu poate să intre nimeni dintre oameni care nu se aseamănă cu el, sau să ia cu sine un astfel de zidire decât cea plănuită și anunțată de Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci când ne vom despărți de acest trup pământesc, vom putea vedea limpede și noi și toți îngerii Domnului ceea ce, creștini fiind, am zidit în această viață pe temelia numită Iisus Hristos. După cum spunea slujitorul și apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, iar dezidește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemne, fân, trestie, fiecare lucru arătat va fi, în ziua aceea se va arăta, pentru că cu foc se va descoperi și al fiecare lucru, în ce chip va fi, focul va lămuri. Și al cărui lucru va rămânea, care este zidit, plată va lua. Adică toate vor trece prin foc. Prin credința în Dumnezeu, cu adevărat trebuie să zidești zidire duhovnicească ca să treacă de focul apocaliptic și să rămână împărăția lui Dumnezeu, să nu folosești credința în Hristos doar pentru interesele și realizările lumii acestea. Că se poate folosi, Dumnezeu e bun și ne ajută și în lucrurile acestea pământești, dar nu acestea sunt necesare. Iar lucru căreia va arde, zice Sfântul Apostol Pavel, acela se va păgubi. 1 Corinteni 3, 12 și 13. Slavă și veșnică mulțumire Dumnezeului nostru. Amin. Iată ce frumos a fost această tâlcuire, ultima a Sfântului Nicolae Velimirovici, care încheie cele 9 fericiri, cele 10 de fapt, cele 9 fericiri și a 10-a care o numește tur la bucurie, adică făgăduința lui Dumnezeu care spune: bucurați-vă că-și plata voastră multă este în ceruri. Amin. Hristos a înviat.